Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, sunt într-o parcare undeva la granița între Croația și Serbia, unde am poposit peste noapte și în episodul de astăzi vreau să vă spun care sunt 5 beneficii ale călătoritului cu Duba. Acum 3 săptămâni am plecat la o conferință în Croația, apoi am stat câteva zile singur, apoi am făcut un team building cu colegii din Mașina Potrivită și apoi am mai, nu știu, bănănăit așa pe coasta Croației, iar astăzi sunt în drum spre România. Nu știu dacă ați văzut cealaltă episoadă, dar eu am plecat în această vacanță / în acest concediu cu o dubă. Renault Master 2019, la momentul respectiv 26.000 de kilometri, acum are 29.000/30.000, 2,3 litri diesel, 136 de cai putere, cutie manuală în 6 trepte, tracțiune față. Astea sunt datele despre mașina asta. Beneficiul numărul 1 al călătoritului cu duba este că ai foarte mult spațiu. Să vă zic despre ce e vorba. Ai foarte mult spațiu în care poți să pui atât bagajele tale, cât și ale altora și poți să îți sortezi bagajele pe căprării. Acolo am bagajele pentru munte, pentru excursii pe munte. Aici am tot felul de chestii moto, alte chestii moto. Acolo am chestii de bicicletă, chestii de not, 3 căști. Acolo e bicicleta, mai am chestii moto. Acolo sus am hainele curate, cât de cât. Am un hamac și aici este și un cort. Iar aici elefantul din încăpere este motocicleta. Asta este primul beneficiu. Deci asta este primul beneficiu al călătoritului cu duba. Pur și simplu, dacă te gândești, bă, dar dacă în concediu o să vreau să fac nu știu ce, cum iau eu bicicleta cu mine, că deja am încărcat mașina? E bine, cu duba n-ai problema asta. Cu duba poți să iei tot. Poți să mai iei încă 5 biciclete cu tine. Poți să iei încă alte bagaje. Poți să călătorești foarte, foarte bine. Asta este beneficiul numărul 1. Beneficiul numărul 2 este că poți să dormi în dubă foarte confortabil. De exemplu, eu am dormit noaptea trecută în dubă, nu am mai pus cortul, am fost și altundeva cu cortul, așa, pur și simplu este un spațiu bun în care să dormi, nu te plouă, poți să stai întins. Desigur că poți să dormi și în mașină, dar în mașină, dacă ești încărcat, poți să dormi pe scaun, poate eventual pe bancheta spate, dar dormi mai prost, dormi mai chircit. Aici poți să te întinzi. Bine, poți să te duci și în boscheți undeva să dormi afară. Am făcut și asta pentru că sunt mai non-conformist eu de fel așa, dar în dubă ești în siguranță. Beneficiul 3. Păi beneficiul 3 este că nu ești în evidență deloc. Fie că ai o dubă albă, o dubă gri, o dubă neagră, cu siguranță nu vei ieși în evidență. Bine, dacă ai o dubă galbenă, poate o să ieși în evidență, sau o dubă roșie. Dar dacă ai o dubă albă, peste tot în lume sunt dube albe, de tot soiul, de toate felurile, mai mari, mai mici. Adică, pur și simplu, nu cred că poți ieși în evidență cu duba. Beneficiul 4 este pentru oameni care pun foarte mare preț pe libertate și pe a avea multe opțiuni la un moment anume. Să vă explic. Mie îmi place să călătoresc uneori spontan și să fac anumite activități spontane. De exemplu, dacă este vreme foarte bună și nu este, nu știu, dacă e vreme bună de mers cu bicicleta, vreau să merg cu bicicleta. Bă, dar dacă este foarte cald, păi nu vreau să merg cu bicicleta, chiar dacă mi-am planificat să fac asta. Și atunci aș putea lua, nu știu, motocicleta. Sau poate vreau să not, poate vreau să merg cu cortul, poate vreau să fac o grămadă de activități. Și având așa de multe jucării cu mine, asta îmi permite să am opțiuni deschise. Totodată, nu sunt limitat la a ajunge, am luat cazări din timp și a ajunge la o anumită cazare într-o anumită localitate la o anumită oră. Pentru că dacă n-ajung, dorm în dubă. Mare chestie. Beneficiul numărul 5. Dacă ești ca mine și vrei să ai opțiuni deschise și nu ai planificat foarte bine concediu, atunci să ai opțiunea asta să dormi în dubă este ceva important, o să te ajute să salvezi costuri. Dacă nu ți-ai cazările din timp, cazările de obicei sunt scumpe, să zic așa o medie de 400 de lei pe noapte în Croația de azi pe mâine, de azi pe azi sau aproximativ ceva de genul.
Și atunci, dormind în dubă, o să salvezi costuri. Și ajungem acum la beneficiu numărul 6, și anume că, per total, cred, nu știu, aici vă rog să mă, nu știu, puteți să mă contraziceți dacă vreți în comentarii, eu cred că ajungi mai repede cu duba pe distanțe foarte mari, pentru că ai opțiunea asta să dormi în dubă. Dacă trebuie să intri într-un oraș, să cauți cazare, să cauți loc, bine, să cauți, să te duci la cazare, să faci check-in, să ajungi la nu știu ce oră, pentru că ăia zic, bă, check-in-ul se face până la cel târziu 10 seara, altfel trebuie să mai plătești o zi în plus, sau unde găsesc parcare, acolo dormi, faci duș, stai, dimineața mai mănânci mic dejun, pur și simplu pierzi timp în tranzit. Așa, cu duba te oprești într-o parcare, nu știu unde, eu m-am oprit în parcarea unei firme, nu pe autostradă, că era gălăgie, și pur și simplu am dormit acolo, am dormit 8 ore, frate, am dormit super bine, m-am trezit, m-am dus într-o benzinărie, am mâncat, m-am spălat, adică a fost destul de ok. Bun, acum trebuie să vorbim și despre câteva dezavantaje, pentru că lucrurile nu sunt 100% roz. Dezavantajul numărul 1 este că toate taxele de autostradă sunt mult mai mari, sunt horror de mari. Am plătit la taxe de autostradă de m-au rupt. De exemplu, ca să tranzitez Slovenia, o vinete de aia pe 7 zile, 32 de euro. Zadar până la Zagreb, prin Croația pe autostradă, 32 de euro pe sens. 32 de euro, 16 euro, 5 euro. În total, în toată excursia mea, cred că am plătit peste 150 de euro doar în taxe de autostradă. Asta este un dezavantaj. Bine, aș fi plătit taxe și pentru o mașină, dar mai mici. Ar fi fost taxele mai mici. Un al doilea dezavantaj este că, bă, Duba consumă. Consumă de rupe, nenorocirea asta. Dacă mergi cu 120-130 pe autostradă, Renault ăsta Master consumă 10,7%, hai 10,5%, dar sub 10, nema. Adică consumă destul de mult. Bine, dacă ai merge la drumul ăsta cu un SUV, ar ajunge, să zic, consumul la un 8,5, poate ceva de genul ăsta. Dacă ai avea un Golf 1.9 TDI ale H, îți consumă 3%, nu știu exact cât consumă, 5%, bine, dar nu poți scăra toate chestiile astea. Deci, până la urmă, este un avantaj / dezavantaj. Totodată trebuie să-ți calculezi bine cam de câte ori crezi că o să folosești motorul. Pentru că dacă folosești o zi motocicleta, o zi în 3 săptămâni, nu merită că să cari motocicleta cu tine cu duba. Dacă o să o folosești 8 zile, păi motorul ăsta să-l închiriezi costă un 150 de euro pe zi și atunci, ok, îți amortizezi. Tot o să cheltuiești. Cheltuiești pe consum, cheltuiești pe alte chestii. Dar ăsta este un dezavantaj. Un al treilea dezavantaj este că duba asta este mare, are peste 5,5 metri lungime, nu ai unde să o parchezi, bine, dar există și dube mai mici. Și problema la fix la Renault ăsta Master este ampatamentul. Ampatamentul este destul de mare, adică distanța între roțile față și roțile spate este mare. Totodată, nu știu ce au gândit inginerii ăștia de la Renault, dar unghiul de bracaj este unul foarte prost și ai nevoie de multe manevre să o parchezi, să o scoți dintr-o parcare, din spații mai restrânse. Fordul Transit, cu care am fost într-o excursie similară anul trecut, avea ampatamentul mult mai mic, era duba la fel de stabilă și roțile virau mai mult. Și mie mi s-a părut că se conduce fix ca o mașină normală, nu a trebuit să fac vreun efort extra. Dar Renault ăsta Master pur și simplu se conduce mai nasol, pentru că v-am explicat problema. Deci ăsta este un dezavantaj. Și acum vă întreb pe voi, bă, merită să călătorești cu duba sau nu merită să călătorești cu duba? Ce părere aveți voi? Ați merge așa în concediu cu familia, să zic, să vă luați o sumedenie de jucării cu voi? Sau mai bine ziceți, bă, băiatule, nu știi să călătorești, Dane, nu se face așa. Mergi cu mașina mai bine, sau cu trenul, sau cu avionul, ieși tu excursie ca oamenii, nu stai tu așa să bănănăiești. Sau mai degrabă ziceți, bă, frate, motociclist cu duba, dă încolo de treabă, nu se merge așa, nu se face așa corect. Corect este să mergi doar cu motocicleta sau... Ce părere aveți? Ați fost așa? Ați avea chef să încercați ceva de genul ăsta? Lăsați-mi părerele voastre în secțiunea de comentarii și mulțumesc că v-ați uitat la episodul ăsta. Bine, ne vedem când ajung acasă. Pa, pa!